Salutare, dragi telespectatori! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii, alături de oameni faini și dragi inimii mele. Prin acest podcast sau această emisiune îmi doresc să ilustrez faptul că Dumnezeu există. Și pe lângă faptul că Dumnezeul meu există, El este Cel care transformă și schimbă viețile oamenilor. Astăzi am doi oameni deosebiți, invitați speciali ai mei, prietenii mei, Damaris și Ionuț. Bine ați venit și Domnul să vă binecuvinteze. Bine te-am găsit. Bine te-am găsit. Ce faceți? Cum sunteți, dragilor? Suntem bine, ne bucurăm să fim aici împreună cu tine să discutăm despre Dumnezeu. Deci pentru cei care se uită acum la emisiunea asta și te văd pe tine, trebuie să-i spun de la început că nu ești Messi. Prima dată când am fost în biserică și te-am văzut acolo în față că tu cântai la chitară, am zis, nu pot să cred, s-o pocăit Messi. Am mers în al treilea rând, ajung în față și îl văd, am zis, măi, seamănă prea bine, vreau să-mi fac o poză și să-și cer un autograf. Și întreba, se rezolvă după podcast. Ai avut vreodată un moment în care au venit oamenii la tine să te întrebi, tu ești Messi sau? În luna de miere am fost nevasta lui Messi. Deci la propriu am fost în Egipt și toată lumea venea să-și facă poze cu Messi și eram nevasta lui Messi pe acolo. Deci în nenumărate rânduri mi s-a întâmplat treaba asta, să vină oamenii. Câte tricouri ai semnat? Câte mingi? Câte poze? N-am semnat tricouri, dar cel mai mult mi s-a oferit să intru pe gratis într-un magazin din ăsta cu peștișori exotici, cum era în Egipt, dacă fac o poză cu patronul. Deci tot e ceva. Băi, ce fain. Dragilor, mă bucur așa de mult că suntem aici. Vreau să ofer puțin context ascultătorilor de ce am zis să facem episodul ăsta. Veneam din sat, dintr-o slujire de la biserică și am pornit pe telefon să ascult live programul de la Betel. Și are loc muzica, închinarea, totul foarte fain și la un moment dat ești tu, Ionuț, în față. Și am început să ascult ceea ce spuneai și am simțit că timpul s-a oprit în loc datorită mărturiei pe care ai avut-o atunci. Și după ce am ascultat mărturia de care o să ne povestiți, am simțit atunci de la Duhul Sfânt, cheamă-i la De Vorbă Podcast. Cheamă-i pentru că eu, Dumnezeu, vreau să-mi întăresc mărturia mea prin ceea ce au experimentat copiii mei, Ionuț și Damaris. Și înainte de a vorbi despre mărturia asta, am o surpriză pentru voi, pentru Ania Joy, din partea familiei noastre și din partea soției mele. Și mi-a zis neapărat să vă dau asta. Uitați ce-a scris. Asta este scrisul soției mele. Ce frumos! Ce frumos! Da, deci, mulțumim! Deschideți-l acasă, bucurați-vă de el. Sper să fie o bucurie. Ți-l dau ție să-l pune acolo lângă tine. Mulțumim frumos! Sper să fie o mare bucurie. Mulțumim, Anca! Mulțumim! Pentru Ania Joy. Apreciem, maxim! Da. Înainte de a începe să spuneți mărturia voastră, că vreau să spun un gând pe care l-am avut. Așa am înglobat eu mărturia voastră ca un ascultător la prima mână. Psalmul 65:5 spune așa: în bunătatea ta tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Și spun un mare așa să fie. Psalmul 65:5. Amin. Amin. Vă rog frumos, spuneți-ne tuturor ascultătorilor, tuturor celor de pe pământul ăsta, ce s-a întâmplat în viața voastră? S-a întâmplat că am cunoscut un Dumnezeu care e viu. Citeam în Scriptură, îmi aduc aminte încă de când eram așa mai tânăr și citeam în Biblie toate lucrurile astea extraordinare pe care le-a făcut Dumnezeu și efectiv asta și m-am întrebat, unde sunt lucrurile astea astăzi? De ce nu le mai vedem în jurul nostru? Unde sunt lucrurile alea despre care îmi povesteau părinții mei sau bunicii mei, că au trăit lucrări extraordinare cu Dumnezeu și cumva și eu și Damaris ne-am propus lucrul ăsta, acum în măsura în care ține de noi, aș vrea să am o umblare cu Dumnezeu supranaturală. Aș vrea să pot, nu știu, să experimentez lucrurile astea de pe pagina Scripturii și eu în viața mea. Și cu cât l-am implicat pe Dumnezeu mai mult, atât individual în viețile noastre și după ce ne-am căsătorit în viața noastră de familie, am văzut că Dumnezeu, cu cât îl împlinești mai mult, cu atâta vine. Și au început să facă lucrări tot mai mari în viața noastră și așa. Ei bine, cea mai mare minune pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră,
e fetița noastră, Ania Joy. Și... care e o scumpă și o deosebită și ține să o îmbrace, să o pupăcești așa. E foarte, foarte frumoasă. Da, am spus și în mărturia pe care am avut-o la Betelia, e al cincilea nostru copil, întâiul nostru născut. Deci eu când am auzit, mică paranteză, când am auzit, l-am văzut pe Ionuț și am scris, știam că o să aveți binecuvântarea. E al cincilea nostru copil, întâiul nostru născut. Deci mi s-a ciulit de dat urechile, ochii și am zis, stai uleacă, ce s-a întâmplat? S-au întâmplat multe lucruri și genul ăla de lucruri despre care lumea nu prea povestește. Genul ăla de lucruri pe care vrei să le pui undeva într-un dulap, să închizi dulapul cu cheia și să o arunci. Pentru că sunt lucruri dureroase, sunt văi adânci, pe care nu poți să zici neapărat că ți le dorești, cu siguranță nu ți le dorești. Însă umblarea cu Dumnezeu, povesteam și ziceam că mulți ar dori umblarea pe ape, fără ca să experimenteze valurile și să nu fie uzi. Sau fără să sară din barcă. Fără să sară din barcă. Dacă ar fi apa înghețată, vorba Iosif, da. Exact. Noi dintotdeauna ne-am dorit copii și când creionam așa cum vrem să arate familia noastră, copiii erau nelipsiți din peisajul ăsta. Mă aduc aminte că de când mă știu, și eram în biserică, vedeam câte un copilaș, așa, efectiv, primul instinct era să-l chem la mine și așa, dar mai ales la fel, eram foarte atașați de copii și după ce ne-am așezat la casa noastră și am fost efectiv acolo, am zis, în momentul să începem să dăm curs visului nostru. Și în 2015, la scurtă vreme de când ne-am propus lucrul ăsta, am auzit vestea cea mare. Damaris a rămas însărcinată. O să aveți un copilaș. Să avem un copilaș, da. No. Am fost extrem de entuziasmați. Deci nu puteam lua în considerare o altă întorsătură decât să ne ținem un copilaș în brațe. Deci nu în momentul respectiv. Și acum ați minte exact cum eram în living amândoi și efectiv ne-am pus și ne-am rugat și am plâns înaintea lui Dumnezeu de bucurie pentru copilașul pe care l-a pus în burtica mea. Și vorbeam cu el și ziceam că îl iubim și îl așteptăm în familia noastră. Da. Deci ăsta e unul dintre sentimentele care poate să le experimenteze numai cineva care are copii. Eu, de exemplu, cu soția mea mi-a făcut o fază din aia de filme pe ascuns și-o luat testul de sarcină, nu știu cum, hai să mergem la pădure să ne rugăm. La pădure, nu știu cum. Și în mașină acolo când îmi arată testul de sarcină, știi că sunt niște versuri faimoase, și băieții plâng câteodată. Și am ia picioarele. Deci, picioarele, tot corpul. Am început să plâng odată de bucurie, am început să plângă și ea. Ne-am rugat după asta, ne-am bucurat. Deci e un sentiment unic. Deci mai cineva e. Care... Așa e. Da, brusc am devenit incredibil de visători și plin de speranță. Am zis, gata, it's happening, urmează și familia noastră să fie lărgită. Mai că nu ne-am apucat de baby-proofing, deja eram foarte entuziasmat, da. Și așa, bine, nu dura mult lucrurile astea, că la primul control pe care l-am făcut, la prima ecografie, ne-a și zis doctorița că e o problemă. Sarcina părea mult mai mică decât termenul respectiv și eu zis, ok, se poate ca să se fi prins mai târziu, hai să așteptăm încă o săptămână. A fost grea săptămâna aia. Acum, când auzi o veste asta, înlemnești. Da, prima oară înlemnești, dar cumva eram încă plin de speranță. Eram ok să o prind sarcina mai târziu. Nu luam în considerare că ar putea să ni se întâmple nouă, pentru că nu știam pe nimeni care să fi trecut prin așa ceva. În jurul nostru, familia noastră, aveți prietenii noștri, toți. Exact. Toată lumea a trăit experiența asta de la început până la sfârșit, fără niciun obstacol major. Și atunci nici n-am luat în considerare, am zis ok, sarcina s-a prins mai târziu, e mai mică decât ar trebui să fie, dar săptămâna viitoare cu siguranță o să fie ok, ne-am rugat toată săptămâna. Când ne-am dus la doctor următoarea dată și ne-au zis că sarcina e oprită în evoluție, că nu crescuse deloc toată săptămâna și era imposibil să mai crească, efectiv ne-a trăznit.
asta a fost sentimentul nostru atunci. Deci nu știam cum să ne adunăm după vestea asta, simțeam cum să o luăm. Efectiv cum ți se ia pământul de sub picioare, visul se face fărâme și ți se scurge printre degete. Și nu știu, parcă nici nu știam ce să facem. Cum ai zis și tu, în jurul nostru nu știam numai familii fericite, la toată lumea lucrurile au mers bine, cine vorbește despre o sarcină pierdută sau așa? Nimeni. Și că este normal să ai copii sănătoși, să fii totul ca în povești. Și ne-am trezit cu un verdict final și stop joc. A fost așa o... Am mers acasă și știu că am plâns mult amândoi. Ne-am luat unul pe altul în brațe și nici nu știu cât timp a trecut, dar am stat numai și am plâns amândoi înaintea lui Dumnezeu și nu înțelegeam ce ni se întâmplă. Nepotrivire de cromozomi, zicea doctorul, ați avut ghinion. Asta a fost explicația ce ni s-a dat. Nu e o consolare prea mare, știi? Dar, rog, după o perioadă, că o trebuie să așteptăm o perioadă de timp ca Damaris să se refacă, să putem să încercăm iar, am zis, ok, hai să vedem dacă într-adevăr a fost ghinion sau ce se întâmplă. Mi-a zis doctorul, cam una din trei sarcini se pierde în ziua de azi. Pentru noi a fost așa un șoc puternic să auzi că una din trei, exact. Gândeam, unde-s ăia, unul din trei? Când n-auzi de ei, nu zice nimeni, nu se deschide nimeni să-și zică oful. O mică paranteză. Când am fost cu soția mea la control și noi ne-am dorit copii, Chris, copilașul nostru, primul nostru băiețel, ne-am dus așa de ca niște copii din aia bucuroși, că gata, mergem, trecem de toate, așa ca gâsca prin apă, nicio problemă. Și ne-am dus, uite, cu soitată doctorița pe scan, când ți arată copilașul, și am văzut-o, s-a schimbat la ochi și la față. Uh-huh. O încercat să apere, să-și apere toate emoțiile și sentimentele și a zis că, să știți că nu-i neapărat îngrijorător, dar soția mea asta are un hematom. Ei, când auzi că soția are un hematom, noi neștiind atunci, fiind la început de căsătorie, ne bucuram, am făcut marea prostie să ne ducem acasă să căutăm pe net. Și ne-a zis atât înainte să plecăm, dacă cumva vedeți sângerare, veniți de urgență, nu știu. Adică, practic, când ai un hematom, sarcina se elimină automat. Prostia mare de a te uita pe net și a face lucrul ăsta e că ne-a determinat pe amândoi să plângem foarte mult. Da, am luat de anxietate. Foarte mult. Și am zis, bă, stai că am acționat greșit. Hai să ne punem pe genunchi și să ne rugăm. Și ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat atunci. Am simțit așa cum Dumnezeu ne șterge lacrimile și am primit un cuvânt din partea Domnului, că totul va fi bine, că fața Domnului va lumina peste Crist, va străluci peste El. Următoarea dată când ne-am dus la doamna doctor, șoc. O zis, stai că nu mi explic ce s-a întâmplat. A dispărut hematomul. Mm-hmm. Și am zis că stați că vă spun eu ce s-a întâmplat. A avut loc un miracol și Dumnezeu este și astăzi în viață. Este același ieri, azi și în veci, și El răspunde prin minuni, cum am început la început. Așa și arată bunătatea Lui. Dar la voi nu a fost așa. Ce s-a întâmplat mai departe? Mai departe, încerci să te aduni, încerci să-ți strângi puterile, să treci peste. Nu înțelegi ce se întâmplă. Cred că ar fi fost mult mai ușor tot procesul dacă am fi știut exact ce urmărește Dumnezeu, care e scopul final pe care îl are Dumnezeu cu noi. Dar cred că asta e un mod prin care Dumnezeu te maturizează și te crește. Uneori nu-ți dezvăluie, uneori pentru binele tău nu-ți dezvăluie toți pașii. Mă gândesc lui Moise, cum i-ar fi fost dacă i-ar fi zis Dumnezeu de la început, uite Moise, o să scoți poporul, o să ajungi cu el în pustie, o să cârtească la fiecare pas. Dumnezeu nu e oracol. Deci Dumnezeu nu e ghicitoare. Exact, dar Dumnezeu cred că o și știut că Moise ar fi făcut stânga, oricum era foarte aproape Moise să facă stânga împrejur când a vorbit Dumnezeu cu el, dar i-a dat cumva câte un pas, fă pasul ăsta și ți-l dau pe următorul și așa mai departe. Uneori Dumnezeu ne protejează, alteori Dumnezeu ne crește, alteori Dumnezeu are rațiunea Lui.
Dumnezeu nu e ilogic, doar că nu înțelegem noi logica lui. Și pentru noi a fost foarte dificil să mergi așa pe necunoscute. Cred că a fost pentru prima dată în viața mea când Dumnezeu mi-a zis nu. Până atunci am umblat cu Dumnezeu de când eram mică, l-am cunoscut pe Dumnezeu și ca și în adolescență și pentru mine Dumnezeu a fost cel mai bun prieten din totdeauna. Și atunci a fost pentru prima dată când, în urma unei rugăciuni, în care am zis, Doamne, vreau să te cunosc la un nivel mult mai intens, vreau să te cunosc așa cum ești, în cel mai, cât de mult pot ca și om și pe pământul ăsta, a fost pentru prima dată când Dumnezeu mi-a zis nu și a fost debusolant pentru mine. Nu cunoscusem până atunci un Dumnezeu care să răspundă cu nu rugăciunilor mele. A fost o lecție și asta și m-a făcut ulterior că am mai trecut încă prin alte nu-uri, dar atunci când Dumnezeu mi-a zis nu, am putut să-L văd pe Dumnezeu ca și un Dumnezeu suveran, ca și un Dumnezeu mult mai mare decât mine, pe care eu îl slujesc și nu El mă slujește pe mine. Și asta a fost o lecție care am învățat-o prin experiența asta. Suveran, pentru cei care nu înțeleg terminologia noastră, înseamnă un Dumnezeu care are imaginea de ansamblu, care face ce vrea, adică ce înseamnă ce vrea, conform planului său. Și dădeam o imagine într-un episod anterior că noi oamenii suntem ca niște furnici, vedem câțiva milimetri în față. Dumnezeu este ca un leu, are orizontul mult, mult mai mare. Și El vede imaginea de ansamblu. Exact. În momentul în care noi suntem într-o vale, vai ce greunește, dar Dumnezeu știe că după asta urmează o zonă de pajă, știe, după asta urmează o zonă însorită, noi suntem acum în barcă, vine vântul, este totul foarte greu, dar Dumnezeu știe că după asta are pregătit curcubeul, totul frumos, foarte fain cum ai... Da, Dumnezeu știa unde vrea să ne ducă, noi nu știam încă în momentul respectiv, a fost greu, dar... A fost o experiență în care chiar l-am cunoscut mai mult pe Dumnezeu. O mică paranteză, că avem în comun stăpânul inelelor. Da. Deci, cred că dacă Frodo ar fi știut de la început ce misiune grea ar fi avut, cred că ar fi renunțat. Dar pe măsură ce înainta în călătoria lui de a duce inelul în Mordor și de a-l distruge, pe măsură ce trecea prin ceva greu, apărea ceva frumos, primea o înștiințare, primea o vedenie în terminii noștri și așa mai departe. I se mai alătura cineva fellowship-ului. Mai primea un strop ca mai să mai meargă un pic. De speranță. Exact. Și la final, când ajunge cu Sam și este încoronat cu ceilalți hobbies de către Aragorn, regele, mi-a plăcut foarte mult imaginea asta că se uita, cadrul este pe el, vorbesc acum de film, și nu-i vine oare să creadă că nu a realizat lucrul ăsta. Și ce experiență frumoasă. Dacă nu ar fi rămas acolo în Hobbiton cu ceilalți hobbiți. Și... Ar fi interesant, știi, să poți să-ți vezi viața derulându-se, știi, ai prinde mai mult curaj. Însă momentul ăla, pentru noi orizontul nu era decât așa, un cer întunecat și habar n-aveam ce urmează. Însă am încercat cumva în toate astea să rămânem aproape de Dumnezeu. Doamne, nu înțelegem ce se întâmplă, dar ne încredem în Tine că poate că într-o zi o să înțelegem sau o să primim răspunsul. Dacă nu, cel târziu la final o să înțelegem. Și am încercat din nou. Da. Asta fusese în noiembrie 2015 și în martie 2016, dar Marisa a rămas din nou însărcinată. Iarăși bucurie, un nou copil. Da, bucurie, dar nu mai era aceeași bucurie care am avut-o anterior. Aveam acolo umbră de rezervare, cum zici tu, de a ne, cumva... Cu capul pe umeri. Da, exact. Eram conștienți că mai există încă o posibilitate, că se poate ca lucrurile să nu meargă așa cum ne dorim noi. Însă ne-am bucurat și am zis, ok, una din trei, cred că noi am trecut de aia care se oprește în evoluție și acum lucrurile o să fie ok și o să fie bine. Până ne-am dus la control. Asta a fost și sarcina care o dura cel mai mult. La 7 săptămâni am fost la doctor și am putut să auzim inimioara cum bate. Iarăși un sentiment... Deci, unic. Când am auzit inimioara lui Chris, deci eu ce că să filmez, așa făcea telefonul. Deci da,
de nedescris să-ți auzi inima copilașului cum bate. Mai ales după o experiență negativă înainte, eram plin de speranță. Deci din momentul respectiv eram aproape sigur că lucrurile o să meargă bine. Și pe când am suflat ușurați, am văzut că doctorița, cum ziceai tu, nu respiră, știi, o privire din aia fixă și ne zice, avem o problemă, sacul acela gestaționar nu-i dezvoltat cât ar trebui și bebele nu are spațiu să se dezvolte. Era destul de optimistă doctorița, zicea ok, dar se mai întâmplă lucrul ăsta, se mai dezvoltă un pic mai încet, dar sigur până data viitoare lucrurile o să fie ok. Deci nu a fost chiar atât de dramatică, de drastică ca și prima dată când am mers la control și, cum zici tu, doctorul s-a schimbat la față. Știi, aici a fost, cam așa stau lucrurile, acum trebuie să luăm în considerare, dar nu vă panicați, se mai întâmplă lucruri de genul ăsta, se poate rezolva pe parcurs. Cred că mai mult să nu ne stresăm noi pe săptămâna respectivă. Dacă tonul era un ton din ăla, ai, grav asta, îți dai pentru seama mine, toate da, emoțiile mine era alea foarte... cum erau transmise la... Da. Încă o săptămână, cred că asta a fost unul dintre cele mai grele lucruri prin tot ceea ce am trecut, știi, când mergi prima oară la control, primești vestea proastă și aștepți confirmarea următoarea săptămână. Deja știi cum o să arate săptămâna aia. Ești ca și pus așa la zidul de execuție și cauți așa ultima speranță de care să te agheți, rugăciuni, stres, post. Am avut abordări diferite. Inițial, în prima sarcină, am spus oamenilor bucuria noastră și așa. În a doua, n-am mai spus nimănui. Deci am trecut semnul ăsta. Așteptăm până când e sigură treaba să putem să... Ca să nu-i sperăm pe alții. Da, și era, cred că, și stigma aia de a anunța pe om, uite, bucuria noastră și așa, și după aia, nu știi, scratch that, nu se mai întâmplă. A fost așa grea săptămâna. A fost grea și a fost o coincidență. Dumnezeu a făcut lucrurile ca exact în weekendul respectiv să mergem într-o ieșire în care se vorbea despre închinare și se vorbea despre faptul că închinarea nu e doar un program în care cânți în față. Închinarea înseamnă o viață dedicată lui Dumnezeu. Închinarea înseamnă să accepți ceea ce Dumnezeu vrea pentru viața ta, la fel ca și, asta a fost exemplul de atunci care mie mi-a rămas puternic impregnat, la fel ca și Avram când i s-a cerut să-l dea jertfă pe Isaac. Da. Și atunci a fost momentul în care am stat în rugăciune cu Dumnezeu și mi-a zis, Dumnezeu, ești gata. Dacă eu îți cer în momentul respectiv copilul ăsta, ești gata să-l dai? Același gând a fost și gând în mintea mea, am discutat ulterior când mergeam spre casă. A fost exact o rugăciune atât de grea în care efectiv încercam să negociez cu Dumnezeu. Doamne, te iubesc, te vreau pe tine mai mult decât orice în viața mea, dar nu mi-l lua. Mai ales că știai că următoarea zi te duci să afli răspunsul. Exact. Ce s-a întâmplat peste săptămână, dacă trăiește sau nu? Și a fost un moment în care am zis, ok, Doamne, ia-l, dacă asta e ceea ce Tu vrei pentru viața noastră, accept voia Ta. Dar nu credeam că o să-l ia. Efectiv, știi, după aceea mi-am dat seama că am zis lucrul ăsta, știam că asta trebuie să fac, știam că asta îmi doresc de la viața mea cu Dumnezeu, ca să îl urmez necondiționat, indiferent de ceea ce îmi cere. Dar nu credeam că o să mi-l ia. Credeam că pe ultima 100 de metri, la fel ca și cu Isaac, o să intervină. Știi când e ușor pentru un om să spună că da, domnule, dă el Domnului, că totul vine de la Dumnezeu, da, că pentru Avram nu a fost ușor, e ușor pentru un om să spună asta când el nu a trecut. La sarcina cu Chris, la un moment dat am avut de la cineva un gând că s-ar putea să fie foarte bolnav copilul ăsta. Și o persoană pe care o iubeam, aveam mare încredere că ceea ce spunea din partea Domnului, dar eu sunt așa. Dar haideți să ne rugăm că Dumnezeu să vă lăsa înduplecat. Însă în momentul în care primești o veste din asta, ți-ai dori să nu fii tu Avram. Ți-ai dori ca Isaac să nu fie copilul tău. Ți-ai dori ca...
Ei, și când treci acum, îi mulțumesc Dumnezeu că ești foarte sănătos, deci sunt mega, mega fericit, dar când treci prin situația aia, citești texte din astea din Scriptură, nu le mai citești cu așa mare ușurință. Da, că a fost așa. Îmi imaginez ce a fost în inima lui Avram de tată. Tată, ne ducem să ducem acolo jertfa, dar avem lemne, avem totul, dar unde este jertfa? Și mi-a plăcut ce zice Avram, Dumnezeu va purta de grijă. De ce? Pentru că Dumnezeu care i-a purtat de grijă ieri, o face azi și mâine, dar tot cu o teamă. Și îmi place foarte mult că Dumnezeu îi vede inima lui Avram. Și Dumnezeu v-a văzut și inima voastră. Dar ce s-a întâmplat mai departe? E foarte interesant ce ziceai, că știi, zice psalmistul, voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Și așa ușor citim versetele astea. În vremurile de pace, vai, suntem cu mâinile până la tavan. Tot timpul e... Pe lângă că treci prin întristare și prin vale, Dumnezeu totuși se așteaptă de la noi să fim credincioși și să fim oamenii aceia care să-i dăm slava care îi se cuvine lui. Și asta zicea și Damaris, că a fost momentul ăla în care efectiv Dumnezeu te-a pus față în față cu decizia. Și măcar că nu cred că noi am decis așa, dar Dumnezeu s-a uitat direct la inima noastră în momentul ăla. A zis, dacă ar fi să alegi astăzi, ce alege? Nu știu cum să descriu rugăciunile de genul ăsta și cum, într-un final, amândoi am zis, Doamne, noi te alegem pe tine, dar tu nu știi dorința inimii. Însă, a doua zi, am mers din nou la doctor și liniște. Aceeași veste. Așa de greu a fost liniștea aia, în momentul în care așteptam să auzim că bate inima și era liniște. Efectiv, da. Nu știu. Așteptat să bate inima copilul da. Și era liniște. Ai de cap. Da. Pusese aparatul pentru ecografie. Doppler, și... da. Și nu se auzea nimic. Nu se auzea nimic. Stăteai și așteptai și sperai că ceva nu mers bine. Ceva nu mers bine, sau... aparatul e stricat. Okay. Orice altceva. Da. Același răspuns, ați avut ghinion. Sarcina s-a oprit din evoluție. După 8-9 săptămâni? 8 săptămâni. La 7 se oprise din evoluție, la 8 săptămâni am aflat noi că... Și a fost confirmat că... Da. Iarăși, imaginez plâns, dar niciodată nu v-ați ridicat pumnul în fața lui Dumnezeu. Da, a fost greu, a fost foarte greu. Am avut abordări destul de diferite. Eu nu e mult mai rațional, eu sunt mult mai emoțională. Și n-am îndrăznit să ridic pumnul înaintea lui Dumnezeu, dar am venit înaintea lui Dumnezeu cu trăirea mea din momentul respectiv și știu că plângeam înaintea lui Dumnezeu și ziceam că mă simt dezamăgită de modul în care o ales să lucrez în viața mea. Era foarte dureros pentru mine ca și femeie, ca și mamă. După ce ți-ai auzit copilul, ai auzit inima bătând. De asta zic că n-am îndrăznit să ridic pumnul spre cer pentru că știam că Dumnezeu e suveran, dar am îndrăznit să vin înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce simțeam. Și asta simțeam în momentul respectiv. Simțeam că mă simțeam dezamăgită de modul în care o ales să lucrez în viața mea. Cum ziceai, nu vedeam imaginea mare de ansamblu, vedeam doar un al doilea mare nu la rugăciunile mele. Pentru mine era foarte important să înțeleg de ce, Doamne, care e scopul? Ce ar trebui să învăț din toată valea asta și așa. Cum ai zis tu, niciodată n-am ridicat pumnul spre Dumnezeu, să-L iau pe Dumnezeu la rost, să-L trag pe Dumnezeu la mânecă, de mânecă, că ce face cu noi, El e suveran, face ce vrea, la urma urmei. Dar aș fi vrut să știu unde vrea să, care e destinația finală, așa, și n-aveam un răspuns. Și stăteam înaintea lui Dumnezeu și mă rugam și, efectiv, ca prima dată, n-ai nimic la orizont, n-ai nimic de ce să te agheți, n-ai nimic să zici, ok, nu-i nimic, s-a întâmplat treaba asta, dar uite că, pentru noi uite că nu mai era, s-a întâmplat treaba asta a doua oară. Ghinion. Ghinion.
am început să ne facem analize. Cam tot ce ne-am gândit noi că ar putea fi relevant pentru, nu știu, să primim poate un răspuns, poate ceva nu e în regulă cu noi, să putem să-L ajutăm noi pe Dumnezeu. Mă gândesc că nu a fost puțin, a fost o grămadă de bani. O grămadă de bani. Și era așa de frustrant că după fiecare analiză ni se zicea, oh, sunteți în regulă, totul e ok. A fost ghinion, două sarcini, una după alta. Știi? Și așteptam ca măcar să găsim o problemă medicală în toată treaba asta. Ok, asta ați putea să faceți diferit data viitoare. Dar nu aveam nicio opțiune de a face ceva diferit. Pentru că foaiele arătau sănătos. Pentru că totul arăta, da, totul arăta din punct de vedere clinic în regulă. Nu părea nicio problemă. Ne-am făcut analize genetice, hematologie, tot ce am știut în momentul respectiv, tot ce am discutat cu anumiți doctori că ar trebui să ne testăm. Și totul ieșea perfect și era frustrant. Deci chiar era frustrant că, ok, încercăm a treia oară, dar nu facem nimic diferit și teama că outcome-ul o să fie la fel era mare deja. Plus că noi ca și creștini nu credem în ghinion. Exact. Asta când ne spui oamenilor care nu cunosc Dumnezeu, spui că, Doamne, ați avut ghinion. Nu, n-am avut. Asta e planul Dumnezeu. Cum adică asta e planul Dumnezeu? Asta era pentru mine marea, nu știu, dilemă, că știam că nu e ghinion. Știam că Dumnezeu a îngăduit lucrurile astea dintr-un motiv. Dar nu știam care e motivul ăla. Care e motivul, da. Dumnezeu are un plan cu familia noastră, dar nu știam care e ăla. Și e ca și cum mergi la o destinație, dar nu ai adresa. Ok, ce-ar trebui să facem? De data asta, am ales să trebuie să treacă printr-un chiuretaj. Da. Experiență groaznică. Nimănui, niciunei femei n-aș dori. Ce simte o femeie când trece prin chiuretaj? E foarte greu emoțional. E foarte greu emoțional, mai ales în... Acum eu nu vreau să blamez sistemul medical din România, dar nu simți niciun suport emoțional în toată treaba asta. Dar vreau să spui realitatea. Care e realitatea? Da, din păcate, n-am simțit niciun suport, eu personal, poate că la altcineva a fost diferit. N-am simțit niciun suport emoțional în toată treaba asta și tot ce mi se zicea era o sarcină pierdută. Știi, o sarcină pierdută, ca și cum... Totul e medical. Totul e medical și efectiv simțeam că e vina mea. E vina mea, e eșecul meu că sarcina nu s-a dezvoltat și era atât de greu să duc povara asta și îmi amintesc și acum cel mai greu lucru în momentul respectiv a fost lângă patul meu de spital, era o femeie, eu numai ce ieșisem din intervenție și mă trezisem după anestezie și era o femeie care ieșise și ea din o intervenție similară, ea făcuse un avort. Și stătea și vorbea cu voce tare cu femeia de lângă și zicea, păi am acasă doi copii, acum a venit al treilea că nu am avut grijă și nu ne-am protejat și așa și m-am gândit că o să fie greu cu trei copii și atunci mai bine am întrerupt sarcina. Și eu stăteam acolo cu a doua sarcină pierdută și îmi doream copilul respectiv și o ascultam pe ea cum își bătea joc binecuvântarea pe care o primit-o. A fost atât de greu pentru mine și efectiv știu că vorbeam cu Dumnezeu și ziceam, Doamne, cum se împacă lucrurile astea? Când o femeie care nu-și dorește copilul respectiv îl primește și îi ia viața și noi care ne rugăm de atâta timp pentru lucrul ăsta trecem prin situația asta. Cineva care este în afară de mare s-ar putea spune că Dumnezeu nu este drept. Dumnezeu este nedrept. Nu, Dumnezeu e foarte drept. Dar un lucru vreau să subliniez. Avortul este păcat. Cercul tâmpenie și o zicală care am auzit de 11.000 de ori. Este trupul meu, fac ce vreau cu el. Nu e trupul tău. Este trupul lui Dumnezeu. E o viață. Și chiar dacă ar fi trupul tău să mergem pe firul ăsta, tu n-ai dreptul să iei viața altui trup. Cum adică? Ăla nu-i copil. Fetusul respectiv, demonstrat din punct de vedere științific, demonstrat din punct de vedere medical, este un suflet. Este absolut. Acolo un copil. Tu n-ai dreptul să iei viața. Viața. Absolut. Absolut.
Absolut, e crimă. E crimă, clar. Și totuși Dumnezeu a ales să vă treacă din nou printr-o experiență ca asta. Iarăși, emoții triste. Da. Ce zicea Damaris, a fost un lucru care a persistat și a fost așa un challenge pentru noi. Pe măsură ce treceau anii, eram înconjurați și cunoșteam multe familii care aveau copii. Și știu că am discutat de multe ori și ne-am propus că nu vrem să fim familia aia care evităm contextele unde sunt copii, numai pentru că Dumnezeu a ales să ne treacă pe noi prin toată povestea asta. Deși era dar foarte era atât de greu. Ori de câte ori ne strângeam și erau mulți copii, inevitabil mă uitam la Damaris cu lacrimi în ochi, îi simțeam maxim durerea, îmi sângera și mie inima. Și pentru că voi iubiți copiii. Și fix acum mi-am adus aminte de o chestie care n-am pregătit-o. Bine, nimica nu a fost pregătit de aici, că discuția e între prieteni. Când am fost la binecuvântarea lui Chris, ai trecut pe lângă mine, nu te știam foarte bine și te-ai uitat la Chris și l-ai mângâiat și Chris te-a zâmbit. Știți când eram în sala de la Europa, așa se cheamă? Da. Deci, mi-am adus acum aminte. Și o mică paranteză pentru cei care ne ascult, e foarte important. Dacă sunt femei care ați trecut prin avort, vreau să fac lucrul ăsta foarte clar. Dumnezeu vă iubește. Amin. Și în Dumnezeu există iertare. În Dumnezeu nostru este har pentru orice păcat ai făcut. Ce înseamnă harul? Ceva nemeritat. Nu lăsați pe cel rău să vă spună că este bine. Dacă ai greșit lucrul ăsta, ceriți iertare, pocăiește și vină la Dumnezeu. Așa de multe povești am auzit cu femei care au făcut avort. Și după aia au găsit iertarea în Domnul Iisus Hristos. Nu vreau să înțeleagă că noi condamnăm pe cei care au făcut lucrul ăsta, dar vreau să înțeleagă că cei care au greșit pot să găsească în Domnul Iisus Hristos iertare. Foarte important. Nu vreau să uit. De asta mulțumesc de paranteză. Nu se poate să fi căzut atâta de jos încât harul lui Dumnezeu să nu te poată ridica. Așa este. Și nu există păcat prea mare pe care Dumnezeu prin Iisus să nu-l fi purtat pe cruce. Ioan 3:17, Dumnezeu într-adevăr n-a trimis pe Fiul Său să judece sau să condamne lumea, ci ca lumea să fie mântuită sau salvată prin El. Și de asta toți care sunt păcătoși să vină la Dumnezeu. Erați împreună, vedeați copii, v-a mai venit gândul să mai veți după asta un alt copil? Ce ați simțit ca și cuplu? A fost greu și din punct de vedere fizic. De data asta trebuie să așteptăm mai mult timp ca să se recupereze, dar mare fusese și chiuretajul, fusese la o distanță relativ scurtă de la cealaltă experiență, dar nici măcar nu asta a fost problema cea mai mare, ci a fost recuperarea emoțională. Și zice că timpul vindecă toate lucrurile și așa. Vindecă rănile, da. Ne-a luat mult timp ca să putem să ne ridicăm de jos, să putem să ne facem curaj, nu să fim vindecați. Dar în toată perioada asta, Dumnezeu a început să ne vorbească în tot felul de moduri, că totuși planul lui cu privire la familia noastră implică și copiii. Și am început să avem din partea lui Dumnezeu promisiuni specifice că El ne va da copii. Și cumva asta ne-a fost, de fapt, sprijinul nostru în toată umblarea noastră, că în sfârșit îl vedeam pe Dumnezeu de partea noastră. Și știam, ok, Doamne, în continuare înțelegem prea puțin din lucrurile ce ni se întâmplă. Începeam așa, măcar să realizăm unele lucruri care au ieșit bune din experiențele astea, că Dumnezeu poate să scoată lucruri bune din lucruri rele. Și la urma urmei, Romani 8:28. Toate lucrurile merg împreună spre binele celor ce iubesc pe El. Ce fain. Și dacă Dumnezeu a scos cea mai mare binecuvântare pentru omenire din cel mai groaznic și odios păcat, moartea lui Iisus pe cruce, Dumnezeu poate să scoate binecuvântări din eșecurile oamenilor, din slăbiciunile oamenilor, din văile plângerii prin care trec oamenii. Și am văzut că Dumnezeu ne-a maturizat foarte mult spiritual prin lucrurile acestea. Ne-a făcut să ne apropiem de El, să încercăm să
să cunoaștem fața lui mai mult, să vrem fața lui mai mult, să... Da. Paranteză. Pentru unul care nu știe ce înseamnă căuta fața lui Dumnezeu, ce ați făcut voi pentru ca să căutați fața lui Dumnezeu? Noi ca și oameni suntem așa de predispuși să căutăm mâna lui Dumnezeu în fața lui. Ce tare. Și asta înseamnă că venim la Dumnezeu atunci când avem nevoie de ceva. Și cred că asta e general valabil și cred că fiecare din cei care urmăresc pot să identifice lucrul ăsta, că oamenii vin la Dumnezeu atunci când au probleme, atunci când s-a îmbolnăvit cineva drag, atunci când duc lipsă, atunci când și-o pierdut locul de muncă, atunci când e părăsit, atunci când nu mai are pe nimeni, atunci când ai ajuns la să-ți epuizezi toate opțiunile, atunci mergi la Dumnezeu și apelezi la mâna Lui. De rezervă, Dumnezeu, exact. Da? A căuta fața lui Dumnezeu, eu înțeleg prin treaba asta, a căuta efectiv să ai o relație cu Creatorul tău. Foarte bine punctat. Să ai o relație și să-L cunoști pe Cel care te-a făcut, Cel care te cunoaște, Cel care te știe pe nume, deși e greu de crezut, și să începi să cunoști inima Lui. Deci am putea să vorbim despre subiectul ăsta foarte mult. Este un verset în Vechiul Testament care îmi place așa de mult. Te-am săpat în palma mâinii mele. Dumnezeu și-a făcut un tatuaj, între ghilimele, cu numele tău. Dumnezeu, înainte ca noi să ne naștem, înainte să fie pământul ăsta, e fain că Dumnezeu este atot cunoscător. Asta e atot știința lui Dumnezeu. Să știi că El are un plan cu viața ta, cu viața ta, cu viața mea. Știi toate momentele în care suntem jos, știi toate momentele în care suntem sus. Și când voi spuneți că mai am căutat fața lui Dumnezeu, ăsta a fost primul lucru care mi-a rămas. Am avut o relație personală cu Dumnezeu și cred că în relația asta personală a intrat studierea cuvântului Dumnezeu, rugăciunea, întâlnirea cu alți oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Deci nu a fost ceva sezonier când te duci la schi, odată în an dacă te duci acolo. Nu a fost doar mergem de două ori la biserică și atâta. Zi de zi, deci practic să vorbești cu Dumnezeu, spui, Doamne, ce vrei mai departe? Și ce v-a comunicat Dumnezeu mai departe? L-am simțit acolo. Asta a fost o chestie foarte faină, că, cum zici tu, să cauți fața lui Dumnezeu. Căutam fața lui Dumnezeu și în rugăciune efectiv ne vărsam inima. Era locul în care puteam să mă duc cu ceea ce simt. Deci rugăciunea, scuze, nu este o poezie învățată, exact. Nu era doar este o vărsare a inimii. Exact. Da? Îl căutam pe Dumnezeu ca și alinător. Efectiv căutam mângâiere pentru durerea respectivă, că e o durere destul de profundă pe care nu poți înțelege dacă n-ai trecut neapărat pe acolo, dar știu sigur că toți cei care au trecut pe acolo știu ce înseamnă lucrul ăsta și e o durere care te trezești, ok, când îți moare cineva drag, ai un moment de closure, se zice în engleză, în care se închid lucrurile, e mormântarea și pe urmă treci mai departe. Dar aici n-aveam momentul respectiv, am pierdut ceva ce nici măcar n-am avut în mâini și era atât de greu că nu știam cum să depășim lucrul ăsta, cum să mergem mai departe, cum să ai acel closure, când efectiv inimile noastre sângerau și singura noastră mângâiere și putere era să mergem înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce simțim și cu ceea ce trăim. Ce fain e că în Iacob zice că apropiați-vă de Dumnezeu și Dumnezeu se va apropia de voi. Și în toată învălmășala asta am zis în felul următor: dacă eu mă apropie de Dumnezeu și El se apropie de mine, eu mă apropie de Dumnezeu, El se apropie de mine, eu mă apropie de Dumnezeu, El se apropie de mine, la un moment dat se întâmplă ceva. Nu există. Și am încercat trăirea noastră cu Dumnezeu oricum fusese și înainte, dar am încercat să nu lăsăm experiențele astea ca să ne depărteze, să ne facă efectiv să fim în derivă. Foarte fain. Și ne-am propus ca în fiecare zi să stăm măcar un pas să facem înspre Dumnezeu, că atunci și El face unul spre noi. De multe ori Dumnezeu face pași înspre noi, chiar dacă noi nu facem. Dar asta aveam scris în Scriptură, era o promisiune de care putea să ne agățăm. Și am încercat în toată perioada asta să stăm aproape de Dumnezeu, să căutăm fața Lui. Ne-a trebuit mai mult timp de data asta ca să putem să... Să digerați toată situația. Să ajungem în punctul în care să zicem, ok, stop, joc, start și de la capăt.
Și în 2017, în iulie, Tamara s-a rămas din nou însărcinată. Da. Sincer. Deci dacă prima dată v-ați bucurat ca niște adolescenți, a doua dată v-ați bucurat cu capul pe umeri, a treia dată ați stat ca stâlpul. Să vedem ce urmează. Exact asta vreau să spun. Exact. Sincer, nici n-am putut neapărat să ne bucurăm. A fost instant stresul ăla, ok? A fost așa un mix de sentimente, că îți doreai. De o parte te bucuri. Îți doreai să ajungi să fii însărcinată, dar pe de altă parte ai fi vrut să dai fast forward, știi, și să treci peste etapa asta în care te duci prima dată la doctor. Deci și acum știu cum mirosea cabinetul respectiv. Deci era da, așa din așteptarea dinainte de a intra la da, cabinet. Da, 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 deci drumurile. Trebuia să așteptăm o săptămână până când sarcina era destul de dezvoltată să se vadă la ecograf. N-avea sens să mergem la 5 săptămâni când aflasem că deja sunt însărcinată. Săptămâna respectivă a fost grea pentru că nu știam nimic. Urma să mergem la doctor, am mers la doctor. La fel, încă nu se vedea embrionul, dar sarcina e prea mică, la 6 săptămâni se poate să nu se vadă embrionul, hai să mai așteptăm o săptămână. Săptămâna aceea era deja trecusem de două ori prin săptămâna aceea de așteptare și era a treia oară când treceam prin săptămâna aia. Nu e de cele mai groaznice lucruri, săptămâna aia, da. Care aștepți verdictul efectiv. Și te rogi și îți pui toată inima și tot sufletul în rugăciune și încă chiar citeam zilele trecute, eu obișnuiesc să scriu de multe ori, mă simt blocată să vorbesc despre ceea ce simt sau să mă rog despre ceea ce simt și mă ajută foarte tare să scriu. Și am mai multe caiete și citeam acum în caietul în care scrisesem atunci rugăciunile mele pe care le adresam lui Dumnezeu săptămânile respective și efectiv îți învărsam sufletul și teama și speranța și tot ce știam eu aduceam înainte lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă ceva diferit de data asta. Cred că acum a treia oară a fost și am zis hai să încercăm și cu medicamente și cu injecții Clexane, cred că am luat, da? Erau niște injecții împotriva coagulării sângelui în cazul în care ar fi niște probleme de trombofilie, deși analizele nu ziceau lucrul ăsta, dar am zis să fim siguri, să fim pregătiți, luam injecții în fiecare zi. Am și spus tuturor pe care am cunoscut, am abordat lucrurile altfel. Da. Și am spus tuturor, no, de data asta rugați-vă vă toată lumea, nu ne mai interesează toți. Ce se întâmplă după, rugați-vă toată lumea și ajungi în fața acelui zid, același verdict, aceeași veste. Nu știu, e și greu de descris lucrurile prin care treci. Ai mai trecut de două ori, ai zice că știi la ce te aștepți. De fiecare dată te, nu știu, simți efectiv cum suferința, știi, te frământă efectiv, te simți frământat de suferință și inima ta se face țăndări și da, încerci să iei aer în piept, să poți să mergi mai departe, dar parcă nu vine nimic și te sufoci și vezi cum, nu știu, tot ce ți-ai dorit încă o dată s-o luași, s-o dus. Și e așa de grea durerea aceea emoțională, pentru că atunci când vorbim de durere fizică, măcar știi că poți să iei ceva, iei un medicament și te simți mai ok. Știi, există leacuri, dar cel puțin eu personal căutam cu disperare în durerea aceea emoțională ceva care să mă ajute, ceva care să diminueze măcar durerea respectivă. Cumva știam că Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta și veneam în rugăciune înaintea lui. De multe ori am blocată și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru că nu îndrăzneam să ridic pumnul spre cer, dar știam că Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta și atunci, ok, vin înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a vrut să trec pe aici.
Plus că nu era ceva ce ținea de voi. Că asta e chestia, să vrei să ajuți situația, dar știi că nu ține de tine. Nu poți să faci nimic. Efectiv nu puteam să fac nimic. Era așa situația asta conflictuală. Dumnezeu, pe de o parte, ți-o promis și pe de altă parte permite să ți se întâmple lucrurile astea. Și era mereu conflictul ăsta așa. Și diavolul, pentru că diavolul nu are niciun fel de scrupule, el întotdeauna o să exploateze toate vulnerabilitățile pe care ai, n-are nicio rușine să abordeze orice unghi, întotdeauna o să vină și o să-ți aducă lucrurile astea în față. Și mereu ne confruntam cu, era așa o luptă constantă la nivelul minții. Ok, Dumnezeu a promis, dar totuși uite prin ce s-a trecut. Dar Dumnezeu a promis, atunci de ce a îngăduit? Totuși Dumnezeu a promis. Dumnezeu nu poate să mintă. Da, poate e surd. Și după aia la femeia, poate nu există Dumnezeu. Da. Dumnezeu nu era surd. Și în toate experiențele astea îl simțeam de multe ori acolo. E așa un sentiment de ciudat să stai să te rogi înaintea lui Dumnezeu, să știi că o îngădui lucrurile astea și totuși în rugăciune să-L simți acolo lângă tine. Și să vine de multe ori să te mângâie și să-ți mai dea puterea ca să te mai ridici încă o dată și să-ți continui ziua și să poți așa. Și îl vedeam totuși pe Dumnezeu că e bun și personal și că ne răspunde și acolo rugăciunile noastre nu se opresc la tavan, dar în același timp, ok, Doamne, dar dacă ne asculți rugăciunea și au ajuns la tine, de ce nu faci ceva? Și când am pierdut a treia sarcină, cu o seară înainte, țin minte că m-am pus pe genunchi și o oră și ceva m-am rugat. Și am efectiv simțeam că înaintea tronului lui Dumnezeu și i-am pus acolo problema mea la picioarele lui. Și i-am spus tot ceea ce îmi doresc, i-am spus lucrurile care le doream. Doamne, tot ce îmi doresc e ca copilul ăsta să fie bine, să se întâmple treaba asta. Asta e. Și m-am ridicat de pe genunchi știind că am făcut tot ceea ce aș fi putut să fac. Și tot ceea ce o ținut de tine. Tot ceea ce o ținut de mine. I-am spus lui Dumnezeu și am fost convins că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Am știut că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. L-am simțit pe Dumnezeu acolo în rugăciunea mea. Și totuși răspunsul a fost nu. Da, astea sunt momentele în care, nu știu, aici se vede credința. Aici contează să ai credință. Ce fain că ai zis de credință și despre asta aș dori să vorbim în episodul următor. Dragi telespectatori, mulțumim foarte mult că ați rămas alături de noi și vă aștept și data viitoare la De Vorbă Podcast, la aceeași oră, la un nou episod cu prietenii mei, cu Damaris și cu Ionuț. Ne vedem data viitoare!